Ieri, în jurul orei 14, ministrul familiei Natalia Intoteru a fost rănită în urma unui accident de circulație ce a avut loc pe DN7 în localitatea Racovița din județul Vâlcea pe Valea Oltului. Autovehiculul în care se afla aparține Serviciului de Pază și Protecție, SPP, și s-a răsturnat după ce a fost izbit violent de un alt autoturism condus de o femeie. Natalia Intoteru a fost transportată la spitalul din Vâlcea în stare stabilă, cu contuzii toraco-abdominale, dar rănile nu i-au pus viața în pericol. Pentru a fi evaluată starea de sănătate a persoanei aflate pe bancheta din spate, s-a decis, conform procedurilor SPP, verificarea acesteia într-o unitate medicală. Toate persoanele aflate în autoturism purtau centură de siguranță, iar mașina circula regulamentar, a precizat SPP. Accidentul este cercetat de polițiștii de la rutieră din Vâlcea. Din verificările efectuate de către polițiști, s-a stabilit că o femeie de 41 de ani, în timp ce conducea un autoturism, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat de 32 de ani. În urma coliziunii, o femeie care se afla într-unul dintre cele două autoturisme a fost preluată de o ambulanță pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, a transmis Poliția Vâlcea printr-un comunicat de presă. Într-o primă reacție, ministrul Natalia Intoteru a anunțat ieri seară că este bine și le-a mulțumit celor care au ajutat la locul accidentului și personalului de la Serviciul de Ambulanță și de la Spitalul Județean Vâlcea. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată la nevoi. Psalmul 46:1. Prin mila și bunătatea lui Dumnezeu sunt bine. Mulțumesc din suflet familiei, prietenilor și colegilor pentru rugăciunile și gândurile voastre. De asemenea, mulțumesc celor care au intervenit la locul accidentului, întregului personal de la Serviciul Ambulanță și de la Spitalul Județean Vâlcea, a transmis ministrul familiei Natalia Intoteru pe pagina sa de Facebook. Marcel Ciolacu, premierul României, a vizitat-o pe ministrul Natalia Intoteru la spital. Am vizitat-o astăzi pe Natalia Intoteru și veștile sunt bune. Are un tonus bun și se va recupera rapid, a precizat Ciolacu.